Cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu. Bun găsit, Oltenia, bun găsit, doamnelor și domnilor. Îl avem invitat astăzi alături de noi și de dumneavoastră pe domnul Romulus Bâldea, este primarul de la Telești, formațiunea PSD. Aș putea să spun fost și actual primar, fost pentru că o perioadă scurtă de timp a activat, dar anii l-a găsit pe vremea aia incompatibil și acum iată și-a spus că vrea să câștige primăria și a și reușit. Felicitări, vă spun. Mulțumesc. Spuneți-mi care sunt proiectele dumneavoastră, pentru că vă urmăresc așa un pic online de vreo 2-3 zile și am văzut că ați mulțumit celor care v-au ales și ați spus că aveți încredere că se vor finaliza proiectele viitoare. Să înțeleg că multe din cele care erau pe masa de lucru au fost finalizate la Telești. Oamenii ce spun? Sunt mulțumiți de ce e acolo în comună? Că nu e o comună așa mare. Nu este așa mare, dar nu este nici mică, undeva la 2900 de locuitori. Oamenii doar deja și-au exprimat opțiunea în ziua votului, că până la urmă oamenii spun cuvântul în momentul în care vin la vot, dacă sunt sau nu mulțumiți. Eu le-am mulțumit oamenilor pentru încrederea acordată, pentru că încă o dată mi-au dat girul să continui ceea ce lăsasem început în urmă cu 3 ani, când mi-am dat demisia, și să vin cu alte proiecte noi. Ca de exemplu? Ca de exemplu continuarea asfaltării drumurilor de interes local, introducerea de gaze, continuarea rețelei de canalizare, finalizarea proiectelor care mai sunt în lucru la această oră, construirea unei baze sportive în centrul comunei și multe altele, aducerea de investitori pe raza comunei și numeroase alte proiecte pe care pe parcursul timpului dorim să le derulăm. A fost o perioadă de 3 ani în care am lipsit de la conducerea primăriei. Parte din proiectele pe care le-am lăsat ca aducțiunea cu modernizarea rețelei de alimentare cu apă, mărire capacitate, s-a finalizat. Unele sunt în proporție de 98% finalizate. Canalizarea Buduhal are termen în decembrie. A, se recepționează anul ăsta. Da. Sau cel puțin așa ar trebui. Nu, se recepționează. Astăzi, în termen de o săptămână, deja se montează transformatorul acolo la stație și e pe punctul de finalizare. Este școala de la Șomanești, care probabil în primăvară copiii vor intra în școală. Este grădinița de la Buduhala, sat Buduhala. Este construcție nouă. Într-un termen de un an de zile s-a și construit. Proiectul este de mai mult timp, adică am muncit ceva timp la el, pentru că pe fonduri europene știm foarte bine că un proiect se întâmplă să dureze, să muncești la el 4-5 ani și îl execuți într-un an. Așa e. Și în primul rând trebuie să ajungă să poată fi finalizat. Cel mai greu lucru la un proiect este să obții finanțarea. Să ai o echipă bună să facă lucrul ăsta. Aveți o echipă bună acolo? Da. Da. Nu am de ce. Am și echipă bună, am și colaboratori buni, pentru că nu se poate fără muncă. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă că în proiecte trebuie să muncească, nu să saboteze. Când toată lumea pune umărul,
atunci se fac lucruri. Avem foarte mult de muncă în perioada următoare, adică în acest mandat. Eu mi-a spus să am mulțumit tuturor locuitorilor, pentru că nu pot decât să fiu foarte mulțumit în condițiile în care am luat, față de 2016, când eram primar în funcție, am luat cu 50 de voturi mai puțin, adică în loc de 1050 am luat numai 980. Ia spuneți-mi dacă a fost grea sau ușoară campania de această dată. Ca orice campanie. Vă așteptați să câștigați? Ați avut așa un flair? Că da, știam că voi... Pe ce v-ați bazat? Pe ceea ce... Simpatia oamenilor. Ceea ce îmi spuneau oamenii în teritoriu. Deci știam că voi câștiga fără niciun fel de probleme. Nu știam rezultatul exact cu care mi-am dorit. 1000 de voturi, au fost 980, nu e niciun fel de problemă, nu pot decât să fiu foarte mulțumit. Am avut și am și echipa foarte bună, deci am avut toate aturile pentru câștigarea unui nou mandat. Aveam și realizările la spate pe care le-am derulat în perioada cât am fost primar. Deci în acea perioadă s-au derulat, începând de la asfaltări, construiri de grădinițe, reabilitări totale de școli, culte, deci bisericile. Deci m-am axat pe toate domeniile, cum s-ar spune, construire de poduri. Adică pentru mine primează proiectele mari. S-au dus vremurile acelea de mult, când dădeai cu un var pe o școală sau... și spuneai că ai făcut nu știu ce, sau toată lumea promitea de toate și după 4 ani se constata... Deci nu sunteți genul, să înțelegem. Nu. Dovadă că și oamenii mi-au dat girul în continuare, pentru că au venit vremurile... Da, dar nu o să fie câțiva care vor spune a fost o prezență slabă la vot, s-a luat cu atâta la sută din voturi... La Telești a fost prezența foarte bună. A fost aproape 70%. Ce a contat, omul sau partidul? 60. Că se la știe locale... că ați fost la PNL, acum la PSD. Nu, n-am fost la PNL, am fost dat la că voi candida la PNL. Eu am fost la PNG când am câștigat primăria în 2008. De la PNG am trecut la PSD și acum am candidat din partea PSD-ului. Dar la locale se știe că în primul rând este omul. Și, bineînțeles, sprijină și partidul în proporție mai mică. Dar, în primul rând, la locale este omul. Domnul primar, ne-ați vorbit despre școli. Cum sunt școlile acum, într-o perioadă pandemică, când, iată, sunt deja în scenarii? Ministerul chiar ieri a anunțat că 580 de școli din țară sunt pe scenariul roșu. Au crescut și cresc în continuare cazurile de îmbolnăviri în școli, fie că sunt copii, fie că sunt cadre didactice. Vă întreb aici că în primul rând trebuie igienizarea să fie la cote maxime. Școlile de la țară sunt de multe ori în deficit de grupuri sanitare, de tot ceea ce înseamnă substanțe și totul ce ține de igienizare. La dumneavoastră cum este acolo? Pentru că aveți ceva copii. Ultimul recensământ, m-am uitat eu, dădea vreo 2700 de locuitori și ceva acolo la Telești. Aveți vreo 3 școli, nu, aveți mai multe, sunt 3 sate cu vreo 5 școli și grădinițe. Da. Avem 4 școli și 4 grădinițe. Ați reușit. Bine, avem condiții foarte, foarte bune. Veniți la pupitru. Inclusiv procesul de învățământ. Nu, zic, procesul de electoral care s-a desfășurat în incinta școlilor, școlilor, pentru că știm foarte bine că aici a fost una din marile probleme în țară, nu numai la... De asta s-a și dat pauză la copii câteva zile. Da, păi și aici au fost o grămadă zile. De voci, deci, care spuneau că era mai bine să înceapă școala în octombrie, acum, ne-am gospodărit și am avut
tot ce trebuie de la măști, dezinfectanți, mânuși, adică fiecare cetățean care a venit la secția de vot și nu a avut mască, a primit mască, a avut dezinfectant la ușe, să se dezinfecteze, astfel încât am încercat că până la urmă nu poți decât să diminuezi, nu poți să elimini întru totul, nu avem de unde. Trebuie să previi, sigur. Am lucrat foarte mult pe prevenție, astfel încât să nu fie probleme. Sper ca în viitorul apropiat, adică în perioada următoare, că e această perioadă de 14 zile față de ziua de duminică, să nu avem... Au fost și cazuri de decese avem... de COVID acolo la dumneavoastră, așa-i? Sau nu? Nu. Așa. Nu, și nu suntem în scenariu roșu. Noi încă nu avem și sperăm să, de-a Dumnezeu, să nu avem aceste probleme, dar până la urmă... Deci școlile, să înțelegem că acolo sunt pregătite, în cele trei sate nu le lipsesc copiilor nici dezinfectant de mâini, vin cu măscuța de acasă. Suntem pregătiți și dacă nu vin cu măscuța de acasă, le asigurăm noi. Le asigurați dumneavoastră, foarte bine. Dar ia ziceți-mi, le asigurați și pe partea online dacă se trece în scenariu roșu? Au primit copiii de aici echipament pentru scenariul roșu? Nu au primit echipament. Au fost comune, ați văzut am, în Gorj, am care în deja... Vedere, am în vedere și sunt în discuții în acest moment pentru accesarea de cumpărare de tablete pentru copii. Vă trebuiesc multe? Sper să, în primul rând, lucrez pentru toți copiii, deci eu îmi doresc pentru toți copiii, acum depinde cum se vor finaliza discuțiile, pentru că se vor lua pe banii europeni, adică bugetul primăriei nu își permite în acest moment, dar încercăm să găsim axă de finanțare și știu că există și un program la nivel guvernamental, să vedem exact care este situația și până la urmă, pentru reușita unui proiect, trebuie să găsești sursa de finanțare. Dar pentru bugetul primăriei v-ați gândit la surse de finanțare cu adiacente? Adică ați văzut, sunt comune care au târguri, câștigă din tot felul de... Exact cum spuseți, vreau să fac o bază sportivă, închiriez baza, îmi vin niște bani la primărie. Sper că în perioada următoare să vină... Știți de ce vă întreb? Oamenii, exact cum spuseți și noastră, s-au săturat de promisiuni, vor fapte. Tocmai de aceea eu nu obișnuiesc să promit mare lucru în campanie. Prefer să mă judece oamenii după 4 ani pentru ceea ce reușesc să fac în cei 4 ani. Și când merg la oameni, prefer să le arăt ce am făcut și să le prezint ce doresc să fac. Nu vin cu promisiuni pentru că nu mi-au plăcut niciodată. Am apucat și perioada înainte de 2000, când toată lumea, primul lucru promitea gazele, toată lumea, asfaltul, toată lumea. Și după 20, așa, și după 20 de la ani, după 20 de ani de la Revoluție, am intrat în politică și nu s-au făcut nici până în 2008. Nu, s-a distrus ce au făcut comuniștii. Și după 18 ani, abia am început în anul 2012, deci aproape după 12 și cu 8, 20 de ani de la Revoluție, să începem să lucrăm la asfaltare, la construire de grădinițe, la reabilitare de școli, la reabilitarea sălii de sport. Deci eu am apucat și acea perioadă, am prins și Revoluția, aveam 20 de ani atunci, așa că știu exact de la primul proces electoral care a fost în 92 și până la această dată. Eu am intrat în politică în anul 2000. Când am intrat după un an de zile viceprimar. Am fost 2 mandate viceprimar, 2 mandate primar, al treilea mandat l-am câștigat. Adică v-ați rodat în administrație, cum să spun. Nu poți, dacă nu ai tangență, nu poți să vii astăzi și să spui, dom'le, eu, da, acolo unde sunt comune cu bugete mari, e altă poveste. Poți să faci lucruri mari, poți să faci lucruri și pe bugetul tău. Acolo unde
Trebuie să inventezi. Sunt comune unde bugetul este mic, așa e. Trebuie să te gândești la surse alternative. Cum este Teleștiu? Teleștiu este o comună fără bani. Dacă vrei să faci treabă, trebuie să aduci bani. Banii se aduc prin proiecte, prin rectificări, dar în primul și în primul rând se aduc pe proiectele mari. Eu, în perioada în care am fost primar, m-am axat pe proiectele mari, pe proiecte de asfaltări, pe proiecte de construiri, de grădinițe, de reabilitări de școli, de reabilitare de sistem de alimentare cu apă și așa mai departe. Gorjul este un județ cu tradiție. Acolo în zonă nu aveți doamne care încă mai țes, care... Mă gândeam pe partea asta culturală. Puteți dezvolta până la urmă orice afacere deci din nimic? Am promisiune... Nu obișnuiesc să vorbesc pentru că mi s-a întâmplat să vorbesc despre un anumit proiect înainte de a se materializa și apoi nu s-a materializat. Sunt în discuții cu anumiți investitori care să vină pe raza localității pentru că pentru bugetul local contează orice investiție care se face și se derulează pe raza localității. Orice firmă care funcționează pe raza localității și are minim un angajat și nu numai, din momentul în care funcționează, la bugetul local aduce profit sau ce? Vine cota de TVA, vine impozitul pe salariu. Deci nu e... Vine profit. Da. Este un avantaj pentru primărie. Și sper să reușesc în această perioadă să... Mai ales că avem un avantaj enorm. Suntem la 10 km de oraș și eu că dacă acum... Îi faci pe jos. Acum... Da. Cam 13-14 km avem exact până în centrul comunei, de la Piața Mare la primărie. Deci eu am făcut și a trebuit să traversez centrul, am plecat de la primărie, am făcut un sfert de oră până la dumneavoastră. Deci în 10 minute de la primărie până la, cu mașina până la Piața Mare este foarte aproape. Eu sunt venit din Craiova, acum venit la un sfârșit de săptămână în 92 și apoi în 93 am venit și n-am mai plecat. Și asta a fost să fie. Eu am fost crescut în Craiova, cunosc tot Oltean până la urmă. Și mă doare când văd că la 10 puteți km... Puteți să-i salutați pe craioveni, că ne aude acum, deci da. Ne aude toată Oltenia, da. Mă doare când văd că și-mi doresc la 10 km de Craiova, e numai mică industrie, și-mi doresc același lucru să fie pe toată zona Gorjului, în jurul Târgu Jiului. Toate comunele până la 20 de kilometri să reușească să dezvolte numai mică industrie. Pentru că în avantaje... Agricultura merge acolo? Că da. Sunteți lângă... Da. Adică nu, e Băleștiu, cu solarii. Băleștiu este mult mai bine... Mai dezvoltat, e adevărat. Dezvoltat. Are ceva tradiție nu, în spate. Nu există termen de comparație. Da. Nici nu... Știți de ce vă întreb asta? Din cauza pandemiei, că acum v-ar ajuta enorm de mult vânzarea. La Băleștiu este și pământul mai bun, dar și la Telești, partea de Șomanești, de Buduhala, și de Telești o anumită parte, să știți că se cultivă. Și eu cultiv... cultiv de plăcere și cultiv destul de mult, dar o fac de plăcere. Când am venit în anii 90, primul lucru m-am apucat de agricultură. Că așa păi nu cred fost. Că poți să stai la țară doar să bei cafea în prispă și să auzi cum cântă cucu. Deci da, n-ai cum. Nu. Deci dacă nu pui șulan de porumb, unul de grâu, pui acolo în grădină legume. Mergând pe zona de Șomanești, pe zona de Buduhala, aproape, spre satisfacția mea, aproape 90% peste 90% terenurile sunt lucrate. La legea fondului funciar mai sunt probleme? Oamenii la legea fondului funciar... Sau vor fi... Nu, la legea fondului funciar sunt probleme și vor fi, după părerea mea, mult timp de aici înainte. Și asta să știți că este o mare durere a... Îmi doresc să lucrez foarte mult pe cadastru general, să finalizez cât se poate de mult din sectoarele care sunt, pentru că și acesta este un lucru și este un avantaj enorm ca toate zona localității să fie cadastrată. Cine sunt localități în țară care au reușit să cadastreze în totalitate, am observat, eu am făcut înainte de a pleca în 2017 primul sector,
e o plăcere să vezi că toată lumea are actele, există planuri parcelare și așa mai departe. Oricine are o problemă, ai pus planul parcelar pe masă și se termină. Că discuții acum la fondul funciar vor fi tot timpul. Nu. Vestea bugete, fără. Vine Crăciunul, vine Revelionul, sunt o grămadă de sărbători acum de iarnă, ați văzut și alți primari de la orașele mari au zis, nu vă mai face zilele orașului, nu vă mai face. Dumneavoastră aici, cum, ce le spuneți la oameni? Nu am venit să tai buget, am venit să măresc buget. Adică am venit să aduc proiecte, să creștem veniturile localității, să creștem bugetul comunei și toate lucrurile astea nu se pot face decât prin muncă și organizare. Să nu mai spunem că sunt primari care ziceau că nu mai au bani nici de ajutorul social. Cum sunteți acolo? Cum stați? Dar ajutorul social nu îl plătim noi în totalitate. Eu am spus așa, ipotetic vorbind. Ajutorul social vine de la asta. Noi avem și noi partea noastră de contribuție și noi am avut ceva probleme, nu, pentru că știm foarte bine că banii de la bugetul de stat nu vin de multe ori la timp și atunci ești obligat, oamenii aceia nu poți să-i ții fără bani. Ești obligat să intervii cu bani de la bugetul propriu, apoi când vin, se face când vin banii pe asistență, se face rectificare și așa mai departe. Dacă nu vin, atunci știm foarte bine, prin lege suntem obligați să susținem. E posibil să fie localități care să aibă fiecare cum își gestionează banii. Prioritatea mea o reprezintă. Deci eu n-am venit pe program de austeritate. Nu am venit să tai, nu am venit să desfințez, nu. Am venit cum să construiesc. Cum am venit și în 2008, am venit să construiesc. Spre satisfacția mea, în 2008, 2017, 9 ani de zile cât am stat, am reușit să construiesc enorm de mult, nici nu aveam curaj să-mi propun la început. Același lucru îl fac și acum. Mi-am făcut o prioritate din două proiecte mari și late, ceea ce înseamnă continuarea asfaltării drumurilor de interes local și introducerea de gaze naturale. Suntem într-un parteneriat și cu prietenul meu, cu vecinul de la Peștișan, cu Cosmin Piguiei, să introducem gazele în ambele comune, pentru că mult mai ușor se introduce când ești în asociere decât când defilezi de unul singur, mai ales că noi avem un avantaj enorm de care îmi doresc să profite și Cosmin. Punctul de îmbinare este pe raza, conducta magistrală este pe raza Teleștiului. Deci noi nu avem... Vă ușurează un pic, să zicem. Da, așa. Este un avantaj. De asemenea, este prima prioritate. Sunt comune care trebuie să tragă conductă de la 30 de kilometri și să ia acceptul nu știu câtor localități. Și... Cu apa stați bine acolo? Noi avem... Cu apa stăm foarte bine, pentru că noi avem apă din conducta de Craiova, din magistrală. Da, măcar beau apa de acasă, ia ziceți, da. Da, de la Izvarna și acum se lucrează, compania de apă lucrează la, le-am dat și noi tot sprijinul necesar de care au avut nevoie, pentru că se lucrează la firul 2. Este o investiție enormă la care sunt implicate în primul rând conducerile celor două județe, pentru că este un proiect de 110 milioane de euro. Vă dați seama, desfășurat pe raza atâtor localități și de care beneficiază în primul rând orașul Craiova și apoi toate localitățile și acum 10 ani care sunt pe zona conductei. Acum 10 ani am luat aprobare pentru consum nelimitat și perioadă nelimitată, adică la noi nu există restricții ca în alte părți, pe lângă faptul că apa are o calitate indiscutabilă și nu există niciun fel de problemă, mai ales că am și modernizat sistemul. Aveam probleme pentru că aproape 90% din gospodăriile din localitate sunt legate la rețea, chiar și oamenii care au fântâni pentru calitatea apei s-au legat la rețeaua de apă. Noi am predat o companie de apă Craiova, dumnealor o gestionează, nu există niciun fel de problemă. Aici totul bine, deci. Și dacă există o problemă, că sunt
defecțiuni sunt, da, se intervine imediat astfel încât să nu, deci cetățenii să nu aibă niciun fel de problemă. Și când se intervine pe conducta de Craiova, bazinele care le avem și a modernizat sistemul, fac față la populație. Spuneți-mi, de-a lungul carierei dumneavoastră, ca viceprimar, ca scurprimar, acum, uite, iarăși ați luat un mandat, oamenii cu ce doleanțe vin? Care sunt problemele pe care le ridică? Ce vă cer? Pentru că audiențele la primar se știe, încep undeva aici la ușă și se termină jos în uliță. Niciodată nu mi-am făcut un program special de audiențe, că eu trebuie să stau în birou și omul trebuie să-mi vină la ușă. Eu audiențele mi le fac în primul rând în câmp, în teritoriu. Ziceți, în sat? Nu, în zonă. Pe zonă. Circul foarte mult în localitate și pe toate zonele și acolo unde mă întâlnesc cu oamenii nu trebuie să vină să se planifice la audiențe, să stea, să aștepte, să... am și program de audiențe, mi-l... Dar nu mi-ați spus, ce ridică ei? În primul rând, oamenii vor confort. Când spun confort, vor drumuri asfaltate, vor gaze, vor canalizare, oamenii vor confort. Au venit cămin timpurile. Cămin cultural ceva aveți? L-am renovat, o să... L-am reușit și l-am reabilitat, urmează, da, să-l dăm în folosință. Mai e o nuntă, un botez, o pomană, da, în fine. Totuși e viața, deci, comunității să-i dăm, acolo. Să-i dăm o utilitate în perioada următoare. Dar oamenii să cer, au probleme, vor... Dom'le, e un avantaj. Omul, de exemplu, acest cadastru... general, are omul 5 bucăți, 5 milioane fiecare bucată, păi e cu titlu gratuit. Deci omul primește cadastrarea este gratuită. Fel și fel de probleme. Deci vă așteaptă o perioadă de pus la punct unele lucruri, să înțeleg. Cum să nu? Sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Tocmai v-am spus proiectele care deja avem ordin de ministru pe ele pentru asfaltare, sunt undeva în jur de 14 km. Lucrăm foarte mult acum și ne dorim pe aducțiunea de gaze, pentru că aceste la asfaltare, de exemplu, ei finanțarea astăzi și durează, să zicem, 6 luni până se apucă de... Implementarea este destul, da, de greoaie, oamenii nu mai au răbdare, că au și ei dreptate din până la urmă. Din momentul care se apucă, na, un 10 km, să zici că îl termină în 2 luni. Ajungem zile, în mileniu 3, dar, cu ulița, dar un program, plină un program, de lămuri. Proiectul de gaze, ei finanțarea astăzi și poate durează 2 ani, 3 ani lucrările. Este ceva ce vă reproșați vis-a-vis de perioada asta de acolo din comună în care ați lucrat în administrație? De reproșat poate că... Bine, toți suntem perfecționiști, vrem tot timpul mai mult și mai bine. N-ar fi trebuit să fac greșeala care am făcut-o, pentru care a trebuit să-mi dau demisia. Dar a fost o greșeală sau o eroare? Că știți, îmi stătea de la început pe limbă să vă întreb. Cum să spun, greșeală, eroare, lipsă de neglijență, adică neglijență. Mi-am făcut un program, un proiect pe măsura 141 pentru fermele de subzistență, să cresc 5 văcuțe. Și le-ați crescut până la urmă? Da, le-am tăiat. Da, deci nici măcar da, proiectul. Le-am crescut, nici le-am primar, crescut, nici fermier. Le-am crescut, le-am și la ora aceasta, dar nu mai am... Nu mai am întreprinderea individuală. Deci, văcuțele, pe la urmă, ați pierdut ceva de suflet. Văcuțele, da, mă rog, nu, se văcuțele, câștigă. Da, parte din ele mi le-am păstrat. Am avut 5, mai am 2. Le cresc din plăcere, dar nu... Mă rog, a fost, din punctul meu de vedere, o aberație. Până la urmă, nu am contest. Nu contest. Da, și nici nu comentăm, Nu comentez, dovadă că în secunda 2 seara am primit decizia, dimineața mi-am dat demisia, nu am stat să trag de timp, să mai caut, să mai...
Bă, frate, eu în ăștia 3 ani aș fi făcut cea mai mare fermă din Gorj dacă îmi făceau așa ceva. Deci de-a naiba așa, mă făceam să mă audă, nu Oltenia, toată România cum își făcură cei din Bihor ferma de măgărițe, că sunt singurii până la urmă din România și bravo lor și cât mai mulți tineri care să facă asta. Nu mai aveam așa foarte multe minute din această emisiune, așa că o să vă întreb care sunt așteptările în această primă lună acolo la primărie. Și vă întreb de ce spun așteptări, pentru că sunt colegii cu care ați lucrat, dar tot timpul când vine primarul, se știe, mai schimbă pe aici și pe acolo. Dumneavoastră ați zis că tăiați bugetele, dar oamenii schimbați prin primărie, adică care au fost fideli fostului, nu, poate nu mai sunt actualului. Oamenii se sperie, să știți că politica asta a făcut dezastru la nivel de administrație. Deci dezastru, oamenii ce vină au ei, până la urmă intră un partid că mă pune șeful, se duc la alt partid că vrea nu știu cine. Cred că fără politică era mult mai bună administrarea în județe, în orașe. Da, ei s-au obișnuit și, cum să spun... Adică dați pe cineva afară să vă întrebe așa pe românește? Nu. Nu dă pe nimeni afară, deci nu. Stați acolo liniștiți. Nu, dar sunt multe lucruri de pus la punct. Îi certați pe unii, să înțeleg. Nu e vorba de certat, e vorba de organizare, pentru că e de muncă. E de muncă, avem de muncă, avem... Este o... Asta nu vă întreba, este o comună cu potențial și o spun, deci adus eu puțin, canalizați spre cultură și tradiție. Vorbim puțin despre zootehnie și agricultură. Astea aduc potențialul unei comune. Deci potențial există. Totul este să fie exploatat. De asta v-am și spus. Cel mai mare avantaj este că suntem la drumul național și suntem la 10 km de oraș. Tinerii mai vor să stea acolo? Din fericire, să știți că suntem una din comunele care nu am scăzut, ci am crescut. Mă uitam în listele de alegători, a fost pentru prima dată când au fost 2300 de alegători de 20 de ani de când sunt eu în Telești la... Cu visă flotantă, că asta e... A mai votat cineva? Că asta e așa, întrebarea... Da, au votat 60 de persoane, parcă, la nivelul localității. Deci nu ca la alții, cum am auzit, că aveau... Cu miile, 100 sau 200 într-o garsonieră. Nu, au fost 60 de vize, majoritatea 99% din ei, cei care locuiesc acolo, pentru că îmi doresc foarte mult să schimbăm gradul comunei. Avem 2870 de locuitori și foarte mulți care s-au mutat de la Târgu Jiu la Telești, dar n-au apucat încă să schimbe buletinele și sper ca la recensământul care o să fie parcă în 2021 să, pentru că m-a afectat... Spital? Aveți? N-aveți? Nu, faceți? Nu, nu. Ar avem, fi necesar? Suntem... Sau sunteți prea aproape nu, de oraș? Nu, ridicăm pretenții prea mari. Uh-huh. Nu putem discuta noi de spital la Telești când suntem la 10 km de... La farmacii 10, totul? 10 km au de spital. Oamenii? Farmacie este, în rest au de toate. Deci nu... Avem inclusiv traseu de microbuz. Împreună cu prietenul meu de la Peștișani am conceput la propunerea lui un traseu Hobița Peștișani Telești. Da, sunteți niște primari în zonă, trebuie să recunosc, cu scoruri Jiu, bune și Picui și Câmpeanu. Ca și pe partea cealaltă Târgu Jiu, Telești, Rovinar pentru partea de Șomanești. Astfel încât, iar de pe cei de pe principală nu mai vorbesc, că există traseu de motru care oricând circulă din jumătate în jumătate de oră și nu se mai e ca pe timpuri când te duceai în stația de autobuz și să stăteai nu știu cât. Ceea ce pentru cei din Teleștiul de sus care mergeau pe jos 7 km, acum nu mai au niciun fel de problemă.
Eu vă spun mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Iată ce repede a trecut timpul, nici n-am reușit să vorbim despre tot cât ne-am fi propus să discutăm. Eu vă mulțumesc și oricum. Încă o dată vă felicit. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă spun că o să fim cu ochii pe dumneavoastră 4 ani și să faceți în așa fel, sunt încât convins. Să păstrați tinerii acolo, să nu-i lăsați să plece, sau care au plecat să se întoarcă, să faceți în așa fel, pentru că, iată, mediul rural începe să se dezvolte, pentru că mediul urban deja e supra-ultra-aglomerat. Nu am avut timp să vorbim cu altă ocazie, tocmai pentru acest lucru am mărit foarte mult zona de intravilan și pe noul PUG s-a extins zona construibilă enorm de mult, astfel încât cine dorește să se mute la țară poate să vină la Telești, că e aproape de Târgu Jiu. Vă mulțumesc, domnul primar, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să auzim numai de bine. La revedere! Salut! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu.